Vale. Eu fico com toda a caixa da Vale. Pode entrar, me carregar, achar minha roupa, não. Eu não acredito. Guarda. Perfeito. Perfeito. Eu escrevo. Thank you.
Am plăcerea să vă prezint pe cei care poate că unii cunoașteți, poate că unii nu cunoașteți. Chiar dacă nu greșesc sau chiar dacă am să greșesc și nu iau chiar în ordinea alfabetică, să nu se supere pe mine care e mai în vârstă, care e mai pictor, care e mai dansator. Și vom începe cu C-O-N, că nu mai știu, C-O-N e primul, C-U... Așa, și primul parte este domnul Dan Constantinescu, fiind în, pe primul loc, zis și Cocorul, ca să știți dumneavoastră mai bine că are un surnom, Cocorul, este dat de un bun prieten al lui care ne-a părăsit, din păcate, tot absolvent la domnul Baba, sau doamna Baba, cum vreți să-i spuneți, și după el urmează Mihai Cotovanu din frumosul Târg al Ieșilor, aici de față. După Mihai Cotovanu este maestru aici în dreapta mea, Horea Cucerzan. Spune eu mereu o dispunere permanentă la Vatican, așa că ajungeți la Vatican și o să-l găsiți acolo. După Horea Cucerzan urmează domnul doctor Damir, din tot din dulcele Târg al Ieșilor pe cap, absolvent pe locul întâi la... Ați auzit cel mai mare pictor dintre doctor și doctor dintre pictor. Așa, după domnul Damir, unde aproape domnul aici de față, Teru sau Constantin Daravici, cunoscut sub denumirea de Teru, ca să știți, un mare pictor român. Și nu în ultimul rând, domnul Virgil Barghel, care tot vin spre zona Moldovei, aici de față, ne urmărește de aproape. Virgiliu, auziți, Virgiliu. Da, și după Barghel, bineînțeles, nu putea să lipsească domnul Eugen Raportor, chiar dacă e cel din urmă, să sperăm că în scurt timp va ajunge cel din tâi. Am să-i las pe domnii, dacă vor dori să spună două, trei cuvinte. Încercat la ora actuală să facem acolo o familie. Am încercat ca familiile celor care privesc să fie în același timp cu familie celor care produc opere de artă. Am încercat să-i împrietenim, să-i facem să se cunoască mai bine pe cei care nu s-au cunoscut, sperând că în viitorul foarte îndepărtat vom reuși să am reușit să facem și a 10-a ediție. Eu de timp am văzut-o și pe a doua. Mai m-am greșit odată în Doamne. Cu ajutorul Dumnezeu, sper că la primăvară să continue ceea ce ne-am propus. Eu, făcând investiție în artă, în speranța că la copiii mei sau nepoții care se joacă și ei pe aici, vor avea la un moment dat de unde să înceapă o viață frumoasă. După cum o vedeți, societatea să distruge sau să depreciază pe zi ce trece, s-ar putea ca în scârpit cei care așteptați pensia să vă uitați bun după ea. Tabloul de vărti pe pereți, pe bine de rău, ceva vor obține. Așa că am să luăm, să las pe... Să terminez profesor aici, la Academie, dacă vor să spună ceva, după care am să revin eu. Hai, păi, primele părți. Bună seara tuturor iubitor, dacă frumos, colegilor, pentru că am foarte mulți artiști în preajmă, tuturor celor care, printr-o selecție naturală sau care ține de cultură, se află aici, și iubesc cu patima arta, eu mă aflu într-o echipă de 7 autori datorită patronului Mihalache, care, în afară de revista Anticart, care s-a dovedit o revistă de artă de rezistență, într-o perioadă destul de cruntă pentru noi la capitolul ăsta, a făcut lucruri de excepție cu revista lui și face în continuare. Se dovedește că această tabără făcută la Suzocul urmărește, de fapt, o tabără tradițională care, urmărită de-a lungul anilor, poate să aibă lucruri tangente cu Balcicu și chiar cu Suzocul, cu artiști foarte importanți, bineînțeles clasici, bineînțeles maestri, și acum bineînțeles că vor veni și alții ca să
intrituiască prin ceea ce fac, prin calitatea lor de pictori, să dovedească că pot face lucruri bune și frumoase. Eu îi mulțumesc domnului Mihalache, le mulțumesc colegilor, pentru că au fost niște colegi care au creat o companie specială, deosebită, și un ferment special pentru tabăra asta. Vreau să vă spun că fiecare dintre acești artiști își are locul lui foarte clar, își are identitatea și punctul de vedere foarte clar în artă și cred eu că prin expoziția de față fiecare dintre ei spune un lucru special deosebit. Deci nu trebuie să vorbesc mai mult pentru că lucrurile se discern și povestesc lucrurile de la sine. Vă mulțumesc! Mă bucur că sunt prieten cu Mihalache pentru că are deja în București un bulevard și o piață. În fiecare zi dau cu nasul de numele lui în piața Mihalache, fără de toate, și mă gândesc la el. Dumnezeu să-l binecuvânteze cu harul lui de a vedea asta și de a deschide ochii larg deschiși, nu mă iertați. Bună seara, bine ați venit la întâlnirea noastră. În primul rând, trebuie să-i mulțumesc prietenul meu, al nostru, de fapt, domnul Mihalache, și i-am spus că el are o mare calitate. Nu dezghină, ci adună. Faptul că strânge în jurul lui oameni, cum a spus prietenul nostru, prietenul meu, Horia, foarte frumos, care au o personalitate, sunt personalități distincte, care știu ce trebuie să facă și, mă rog, într-o expoziție de o asemenea învergură, aceste panouri ne salvează pentru că sunt stiluri diferite și de multe ori apropierile nu pot să ne creeze emoțiile pe care ți le creează lucrările adunate personală, dar, repet, este foarte interesantă evoluția unor artiști în care eu am crezut, țin să mărturisesc pe Eugen Apostolu, pe care l-am descoperit când eram și noi foarte tineri, și expresionismul devastator, în sensul bun al cuvântului, pe care și eu l-am purtat în tinerețe și, ținând cont de acest lucru, maestru Baba îmi spunea, mă iertați că o să limit ce conform Stanchinescu, caii vitale au luat-o mult prea repede, strunește. Îi spun și lui Eugen să strunească caii, el știe să strunească și sunt convins că în această expoziție are lucrări extrem de dense și bine adunate. De asemenea, aș face o referire la Virgil Parker, un artist remarcabil, un pictor născut cu o forță excepțională în care florile devin adevărate nestemate. Horia Cucerzan cu acea vocație pentru frescă, pentru că pictura lui Horia este o pictură care se leagă foarte bine cu fresca pe care el a îndrăgit-o și a restaurat-o cu atâta plăcere. Și ceilalți, doctorul Petre Damier, care este un om, un suflet să-l pui la rame. Ne-am făcut și un portret. Nu l-am lăsat la urmă pe prietenul meu Tenu, cu care în tinerețe mergeam pe câmpuri. Eu încercam să-l descopăr în mine și să-l înțeleg pe Andreescu. Și ne bătea vântul, ne proba. Mâncam împreună, beam împreună și știu în sensul acesta, bun, deci am făcut referire la fiecare, pentru că așa începe cunoașterea unui artist. Te duci în atelier, stai cu el, discuți. Nu-mi plac, în general, criticii care vin un sfert de oră, o jumătate de oră, o oră înainte de o expoziție și ca un rol încep să vorbească
cucitate și noi suntem într-o lume a tăcerii. Deci, asta facem noi. Era scoate și cum vedea. Vă spun o întâmplare scurtă cu dânsul. Era pictat, stătea pe un scaun și picta o imagine. Și la un moment dat era o eboșă. Eu, personal, acel lucru credeam definitiv. Vedeți ce puțin sau ce mult este între ceea ce credem noi și traseul pe care îl parcurgem fiecare atunci când întâlnim o lucrare. Deci n-am știut unde se oprește dânsul. Eu, personal, m-aș fi oprit. Deci opririle mele, stațiile mele, sunt ale mele. Ale lui sunt ale lui. Nu ne putem, nu putem coborâ aiurea în traseul acesta. Deci, fiecare lucru, într-o tabără, dacă ești atent, are o importanță. Apropia de noi, de tablourile noastre, de sentimentele noastre, de părerile noastre, de emoțiile noastre. Noi ne-am întâlnit la Sozopol, fiecare venim cu bagajul nostru de cunoștință, dar mai ales cu sentimentele noastre, cu sensibilitățile noastre, cu experiențele noastre. Ne-am dat seama cât de mult ne apropiem din punct de vedere spiritual, cât de mult ne apropiem din punct de vedere cultural și cât de mult avem de discutat împreună. Am avut acest decor extraordinar, Sozopolul, și fiecare ne-a dat posibilitatea să ne manifestăm așa cum vedem pe panouri. Dar ce nu se vede pe panouri este trăirea noastră acolo, vibrația noastră în acele discuții de seară, în acele locale unde discutam despre artă, despre atitudini, despre viață. Și până la urmă, a doua zi dimineața ne întâlneam din nou fresh, plecam pe drumuri diferite, ca să ajungem împreună aici, să vă oferim dumneavoastră și dumneavoastră din trăirile noastre. Ați participat și unde ați avut la noi cu prezență. Eu aș spune că totuși arta nu are grădință. Această expoziție vine și spune că am depășit o graniță și într-un fel această expoziție face un serviciu de imagine bulgare, deci din noștri. E într-un fel de un transfer din strași, o parte de ei. Noi știm că în acea zonă, până în Asia Mică, a fost strași, la fel și noi credem că avem aceeași origine și în fel faptul că există acea rădăcină îndepărtată în care pierde urma, face ca noi să fim prezenți acolo și să punem în evidență acel loc frumos care, într-adevăr, pentru noi artiști înseamnă mult și cred că ar trebui totuși cei care sunt să atragă atenția voastră de la Bulgaria. Mulțumesc la urmări, prima dată ce trebuie în care am înțeles, cel care m-a deschis care este de moști, este omul fiind pe afiș, nu pot să spun altceva decât că expoziția e deschisă. Revin, partea tehnică încă nu s-a încheiat, partea tehnică mai puțin mai amare. Mihalace și celor 7 artiști care ne-au dat ocazia ca în această seară să admirăm aceste frumoase lucrări în această seară ploioasă. Ce vreau, tabăra de la Sozopol au fost pictorii români răspuns seria din Ruția Gunț. Cei 7 pictori sunt primii care au fost în acest proiect. A fost și al doilea proiect în octombrie. Expoziția se va urma de curând. Vă invităm cu drag să vedeți toate lucrările. Reprezintă tot acel peisaj care a fost cucerit de românii noștri în perioada interperică. Doamne, dacă ești prieten, cum te lauzi la toți sfinții, dă-i înscris poruncă morții să-mi ia calmul, nu părinții. Doamne, dacă ești prieten, n-ascultat de toți vânrii, dă-i înscris poruncă morții să-mi ia calmul, nu copiii.
Doamne, dacă mi-ai și prieten, nu mai otrăvi ursita. Dă-i scris poruncă morții să-mi acală, nu iubita. Doamne, dacă mi-ai și prieten, cum susții în ura mare, moaie stocul în cerneală și înainte de culcare, dă-i scris poruncă morții când și-o ascuți un alt, să-l înfingă în mine, Doamne, și să lase în viață calul. Jocuri de noroc. Jocuri de noroc suntem oricând. E o masă doar de joc acest pământ. Miza o plătești cu viața ta, fiindcă lumea e un joc fără noroc. În al lumii casino în care le-am trezit, dai tot ce ai până la sfârșit. Jocuri de noroc suntem ca nicăieri. Terminăm aici și apoi jucăm în cer. Chiar fi de aici din sate, fi din șeala sate, al nouălea sate. Adică și-o meargă și cu ajocate și vom suna. Sunteți pași de fiind, de veșit, de frate, cu stați, de părinți, sunteți și dragi. Cu foacă în înșinte, cu care pune la frumă. Dar asta că mi-e așa dar nu știu inima, să nu poată vorbi, să nu poată vorbi nici până la Ana la vină. Să aibă foc în loc, șoare și șoare și mândici noapte. Fii să ascultați până de ce puri și cu șeocul de fiept, cu sfântul de fiept și să vorbească pe urmă sătoare. Iudica gândul șoc a văzut cu draca scată, cu limba muscată, peste câmp fără pășurile, peste sac fără pășurile, peste apă fără vadă, peste gardă fără părlează. Cu nouă am putut în lună sânt. Mă s-a spus și ai la ai făi verdișul harbun, treci o noră spre sus. Ai la 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 la, ai la 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 la. Și când nu-i nici